Aventura delegației române în Islanda în încercarea de a se califica în finala play-off-ului ce duce la campionatul european de fotbal de anul viitor nu a fost lipsită de probleme. Chiar la sosirea pe aeroportul din Reykjavik, în urma testelor obligatorii efectuate de autorități împotriva coronavirusului, un membru al delegației tricolore a ieșit pozitiv. Din fericire, acesta nu a fost considerat ca fiind contact direct cu fotbaliștii, astfel că a fost suficient ca el să fie izolat de restul grupului. În ceea ce privește meciul, nordicii sunt cotați cu prima șansă la victorie, însă Mirel Rădoi a dat asigurări că are strategii pregătite pentru toate scenariile partidei, inclusiv prelungiri și lovituri de departajare. Aparent, singurele bătăi de cap ale selecționerului României sunt cele legate de alcătuirea primului 11 cu care va începe confruntarea din această seară. Spiritul de competiție deja la echipa națională a început să crească. Nu putem să spunem în momentul de față că avem doar o parte a jucătorilor de care suntem mulțumiți. Ne bucură aspectul ăsta pentru că ne pun în dificultate să alegem foarte atent primul 11 și e clar că în momentul de față competitivitatea între jucători pe posturi e una foarte ridicată. În ciuda acestei declarații, Rădoi pare tentat să înceapă meciul contra Islandei cu o formulă ofensivă, în care se vor regăsi numai puțin de 5 jucători de atac, Maxim, Stanciu, Alibek, Pușcaș și Mitriță. De asemenea, pe lângă atenția cu care își va alege jucătorii, selecționerul României se așteaptă și la câteva surprize din partea antrenorului de pe banca tehnică a Islandei. Din punctul de vedere, e clar că Islanda, pe lângă este echipa gazdă și are un avantaj, chiar și pe banca tehnică, acest avantaj îl are tot Islanda. Gândiți-vă că un singur an a antrenat și a ieșit campion național la Under 18. Deci vorbim de un antrenor cu mare experiență, cu mare personalitate, care la fiecare meci își arată pe deplin capacitățile din punct de vedere tactic. Dacă se va impune în fața Islandei, România va disputa finala play-off-ului în deplasare cu învingătoarea meciului dintre Bulgaria și Ungaria. Islanda-România, contând pentru semifinala barajului de calificare la campionatul european de anul viitor, se dispută în această seară într-o singură manșă la Reykjavik, cu începere de la ora 21:45.